scuze. Se aude? Da, se aude. Da. Se aude. Ne cerem scuze pentru întârziere, dar asta e. Cel puțin o jumătate de oră, cel puțin o jumătate de oră, am fost blocați la vreo 15 km de aici. Îmi pare bine că reușim să ne vedem și să facem puțină politică. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar pe scena politică din România există peste 300 de partide politice. Poftim? Așa de mult este? Da. Acum vreo 15 ani se vorbea mereu că trebuie să avem un număr mai mic de partide, partide puternice. Atunci existau numai 33 de partide, au băgat 17 partide la dizolvare, dar când au văzut că pe scena politică din România au rămas numai 17 partide, printre care și Partidul Socialist Român, Curtea Constituțională a găsit că este neconstituțional ca un partid care vrea să conducă România să fie înființat cu susținerea 25.000 de membri și au zis ei că, spre deosebire de o asociație sau o fundație, un ONG din ăsta, unde ai nevoie de 26 de susținători, de membri, un partid poate fi înființat cu 3 membri. Și din acel moment avem peste 300 de partide. Partidul Socialist Român, împreună cu Partidul Social Democrat al Muncitorilor, a reușit o performanță, eu spun, notabilă, pentru că acum aproape 2 ani am înființat Alianța Politică România Socialistă. Și culmea, ca simbol electoral, fosta stemă a Partidului a Republicii Socialiste România. De ce am reușit această performanță? Pentru că ai noștri conducători sunt convins că nu au fost atenți și n-au dat dispoziție la magistrați să dea o hotărâre într-un sens sau altul. Și atunci magistrații judecă după lege. Deci legea ne permite. Au dat hotărârea judecătorească și am împărțit scena politică în două. România capitalistă de azi și România socialistă cu care venim noi. Care este diferența între România capitalistă și România socialistă? Lucrurile sunt foarte simple. Au trecut 34 de ani. Ce ne-a oferit România capitalistă? Șomaj, sărăcie, lipsa locurilor de muncă, irresponsabilitate, droguri, lipsa locurilor de muncă, droguri, infractori în funcțiile de conducere ale statului la cel mai înalt nivel. Și aici nu trebuie să trecem peste. Uite, avem un președinte. Dacă n-ar fi avut metru cub de dosare penale, să știți că n-ar fi ajuns președinte. Și atunci, și ăsta este un motiv pentru care el, timp de aproape 10 ani, este acolo, dar tot timpul a tăcut din gură, n-a avut niciun fel de treabă, n-a făcut altceva decât să răspundă la ordine și atât. În rest, nimic. E, nu. A mai făcut câte o excursie. Și acum, să face, să vă mai și, face. Uite, zilele trecute, după ce în presă au apărut tot felul de lucruri, că e la plimbare, el a dat o declarație, am putea noi spune, surprinzătoare. Zice, am fost în Africa pentru a relua relațiile foarte bune pe care le-a avut România odată cu
acele state. Da, noi am avut relații foarte bune înainte de 1989, aș putea spune cu toată lumea. În 1989, dumneavoastră n-aveți de unde să știți, dar vă spun eu, România a făcut export în 146 de țări. 146 de țări, printre care în Statele Unite, în Franța, Anglia, Germania și așa mai departe. Întrebare. Păi ce export a făcut dacă România nu era industrializată? Era Vedeți, cum apare contradicția? Foarte era foarte industrializată. Și la ora actuală, că tot așa fac trimitere acum la Iohannis, mai spuneau unii că să se reia relațiile economice. Oameni buni. Iohannis, chiar dacă vrea ca să se reia, să repună relațiile economice în mișcare, nu mai poate. Și știți de ce? Nu mai are cu ce. Dintr-un motiv foarte simplu. Păi noi nu mai avem economie. Nu mai are cu ce. Statul român nu are, nu mai produce. Sunt străinii care produc aici. Păi ce să meargă el să spună, băi, uite, austriecii au luat pădurea și facă ea mobilă. Sau au luat petrolul și uite, puteți să luați petrol. Păi asta n-are. Austriecii își rezolvă ei problemele singuri. Și mai mult decât atât, am făcut parte dintr-o comisie de anchetă la Banca Națională în 1994 și există document în care se spune foarte clar că la 31 decembrie 1989 România avea de încasat 17 miliarde 600 de milioane de dolari care au dispărut. Acei 17 miliarde 600 de milioane de dolari, să știți că astăzi ar fi valorat peste 176 de miliarde de dolari, că dolarul s-a devalorizat. E, dacă România, care până în aprilie 1989 reușise să achite o datorie cu dobânzi cu tot de 21 de miliarde 400 de milioane și acum avea de încasat și industria mergea și toate mergeau, vă închipuiți unde am fi fost? Ar fi fost cu totul și cu totul altceva. Ni se spune de 34 de ani că în decembrie 1989 ne-am câștigat toate drepturile și libertățile. Eu pun această întrebare, am pus-o de sute și sute de ori la sute și sute de persoane. Într-un procent foarte mare, răspunsul a fost da, ne-am câștigat. După care pun întrebare. Care drepturi și libertăți ne le-am câștigat? Le-am câștigat, dar pe hârtie și atât. Și răspunsul este următorul. După o bâlbâială, se spune, știți, ne-am câștigat dreptul de a vorbi și dreptul de a pleca afară. Iar eu reacționez prin a spune dreptul de a vorbi singur, fără să te audă nimeni și dreptul de a pleca afară. Când ai plecat ultima dată într-o excursie, la o plimbare în lume? A, păi nu, la muncă. Înainte de 1989, să știți că aveam între 350.000 și 500.000 de români care lucrau afară. Dar știți cum lucrau? Primeau salariu în țară și primeau indemnizații în dolari afară. Mamă, și le convenea. Și vă mai spun încă ceva. Acei oameni, acei români, puteau să rămână afară. Dar nu le convenea. Am să fac decât o paranteză. Unul din ăștia care, după 1989, care avea și el niște dolari în buzunar, la un moment dat sta și privea
așa, într-o zonă liberă, ca să zic, dar în centrul Râmnicului Vâlcea. Și vin eu și zice, ei bine, ce făcuse? Apăruse și minunea aia de la Cluj. Caritasul. Și depusese bani acolo. Și s-au mulțit de 10 ori și după aia de 10 ori și după aia de 10 ori. Și acum îmi spunea mie că am să construiesc aici un bloc pentru birouri cu 10 etaje. Dar, domne, cu canapele, cu totul, numai pentru lux. M-am uitat la el, l-am lăsat în pace. După aia săracul a trebuit să plece la muncă afară, că n-a mai luat nimic de la Caritas. Și s-a ales praful. Bun. Ei. Acum ia să vedem. Mă, dar noi înainte de 1989 am avut ceva drepturi? Și avem aici vreo câțiva cu părul alb. Păi, am avut dreptul la învățământ de calitate și gratuit. Gratuit. Nu știau nici țăranii, nici nimeni, nu spunea problema că n-are bani să trimită copilul la școală. Sau n-are mâncare. Nici nu se discută. Doi, dreptul la un loc de muncă garantat în domeniul în care erai tu calificat. Și după ce te angaja, aveai dreptul la o locuință. Și dreptul la asistență medicală de calitate și gratuită. Păi astea sunt drepturi fundamentale ale unui om. Dacă le ai pe astea, nu poți să spui altceva decât, băi, hai, treci la muncă și... Păi te strângea, te lua de pe stradă, la muncă, te obliga să muncești. Numai puțin. Acum, mai obligă. Numai puțin. Uite, ați ridicat un subiect care mie îmi place foarte mult. Ăsta a fost un reproș la adresa comuniștilor dinainte de 1989. Că te lua după stradă și te ducea la muncă. Oameni buni, eu nu știu ce e în Piatra Neamț, dar vreau să vă spun cum e în București. Mergi pe bulevard și întâlnești foarte des oameni care dorm pe marginea bulevardului. Da, pe timpul ăsta. Așa este, da. Nu. Nu mai București, peste tot. Și atunci, ce era rău dacă te lua și te ducea la muncă? Și îți da și locuință? Și avea, ce era rău? Dar atenție că după 1989 cei care au venit la putere chiar reproșau comuniștilor că făceau lucrul ăsta. Ei, ce mai era atunci era că, domnule, mergeai la muncă, dar v-am spus, în domeniul în care erai calificat. Și dacă nu te ducea mintea, sau dacă nu te ducea mintea, mergeai acolo unde trebuie. Mergeai la sapă. Corect. Era o școală profesională. Erau școli profesionale. Păi asta vreau, terminai o școală. Dar nu mergeai ajungeai... Mergeai la un contract. Dar nu ajungeai, prostul școlii, să ai 3-4 diplome de facultăți, de masterate, și chiar și doctorat. Nu, n-ajunge. Atunci când era vorba, când un elev lua la liceu, dintr-o dată, elevul locutare sau el, bă, fata locutare sau băiatul locutare la liceu, erau, termina liceu dacă intra la facultate, era ceva de o mândrie. Ieșea profesor, ieșea inginer, la fel. Nu mai vorbim de doctorat. Pe când auzeai de doctorat, era personalitate. De asta vă spun că trăim într-o lume în care v-aș ruga ca de fiecare dată când auziți că se face o afirmație să priviți și în partea opusă. Da. Hai, nu, stați așa să intre, lăsați-o ușor că e, să priviți în partea opusă. Și partea goală, paharul. Îl aveți în față pe cel care, domnul Ionescu, veniți aici că e locul gol. Cu siguranță a fost tot
Așa. Haideți, domnul președinte, vă gândeți. Trăiți. Hai, scuze, aici. Deci, îl aveți în față pe cel care la 22 decembrie 1989, când mă aflam în birou cu directorul întreprinderii unde lucram, gălăgie la tehnic și intrăm acolo, era o domnișoară inginer care dansa pe birou și am scăpat, suntem liberi. Directorul a ieșit, eu am rămas și eu le-am spus că v-ați înșelat, mă. Nu suntem, nu vom fi liberi. Până acum am fost liberi, de aici încolo nu mai suntem liberi. Și la mine lucrurile au fost foarte clare. Că n-a fost revoluție, a fost lovitură de stat. Și aici am să vă spun două lucruri. Am ajuns la concluzia că limba română poate salva România. Întrebare. Cum? Folosind cuvintele corect. Și totdeauna când scoatem un cuvânt, trebuie să avem argumente. Dacă nu ai argumente, pici în plasa papagalului. Devii papagal. Și am să vă dau câteva cuvinte. Ni se spune mereu revoluție, revoluție, revoluție. Dacă cineva caută câteva argumente, imediat ajunge la concluzia că a fost lovitură de stat. Păi de ce spunem revoluție? Păi papagalul nu judecă. Papagalul exprimă. Atât. El ce aude. Ni se spune tot așa de 34 de ani, democrație, democrație, democrație. Ce înseamnă democrație? Puterea poporului. Ia spuneți-mi și puneți dumneavoastră întrebarea oricărui cetățean. Bă, poporul mai are putere în țara asta? Și toți or să vă spună la unison că sunt de stânga, de dreapta, de orice, că nu. Păi dacă nu mai avem de-a face cu puterea poporului, de ce spui democrație? Se spune tot așa, în mod repetat, că avem stat de drept. Ce înseamnă stat de drept? Separarea puterilor în stat. Păi tot la televizor, în același timp, aflăm că nu sunt separate puterile în stat. Și nu mai vorbim, spun de televizor, dar în realitate nu există niciun fel de separare a puterilor în stat. Și putem continua. Păi dacă am scăpat de papagali și mai ales papagalii care sunt în funcție de conducere ale autorităților statului și dacă ei ar vorbi corect, atunci s-ar schimba toată povestea. Adică atunci și populația și toți românii ar gândi altfel și ar acționa altfel. Am să vă mai spun încă un lucru. România poate fi salvată când vom scăpa de cei 4 I. Ia dați-mi 2-3 cuvinte. Incompetență. Când vom scăpa de incompetenți, de irresponsabili, de impostori și de infractori din funcțiile de conducere ale statului. Niciodată. Nu niciodată. Se poate. Dar e foarte adevărat că la ora actuală ei sunt la putere. Dar să știți că și noi avem o vină. Noi... Justiția e de partea poporului. Niciodată. Justiția. Niciodată. Justiția română e vomă de câine dată la popor pe pâine. Nu mai puțin. E vomă de câine. Dânsul a luat-o, are dreptate. Deci... Cea mai vinovată putere din România este justiția. Magistrat. Și am să vă mai dau și aici un răspuns.
Dumneavoastră știți că dacă am fi într-o țară normală, toți magistrații ar trebui să fie arestați? Da. Condamnați? Da. Și am să vă spun de ce. Pentru luare de mită. Și dumneavoastră puteți să spuneți, păi, dar stai puțin, că trebuie prima dată să demonstrezi că a luat mită. Oameni buni, salariile și pensiile magistraților nu sunt salarii și pensii, sunt o formă de mituire. Adică, băi, ai 20.000, ai 30.000, ai 40.000, ai 50.000 salariu. Ești la pensie cu 30, 40, 50 de mii de lei pensie, e ultimul salariu din ultima lună, plus ce mai adun tu acolo în vechime sau concediu, sau mai știu ce mai trece acolo. Și atunci, dacă nu asculți ce spun eu, fii atent că te dau afară și ai pierdut și salariul și ai pierdut și pensia. Și atunci stă cu capul plecat. Și am înțeles să trăiți. L-aveți în față pe cel care a fost pus în situația să meargă în fața justiției cu problemele de partid. Și când au primit ordin, n-a contat de lege. Și lucrurile erau atât de simple și legea era atât de clară, de nu vă vine să credeți. Dar dacă a primit ordin, a primit. Ei, am multe de povestit, dar nu. Așa e și la serviciu. Ai ridicat un pic. Ești mai deștept? Ești primul plecat. Cum ar putea justiția să rezolve problemele? Foarte simplu. Păi avem puterea politică și puterea executivă. Păi, am călcat legea, l-am luat, l-am arestat, l-am condamnat și nu-și mai permit să facă ce fac la ora actuală. Dar, de luat, îi iau numai la comandă. Dacă nu a venit comanda, nu-l iau. Și mai mult decât atât. Ați auzit de dosarele alea care se prescrund după 10-15 ani de când sunt pe rol? Păi cum să se prescrie? Dar atenție, că la unii se prescriu, la alții nu se mai prescriu. Exact cum e acum cu fata lui Băsescu și cum e la da, s-a terminat. Da. Dar cum Dumnezeu, primarul din satul mare, la ora 1 se dă, pleacă el și la ora 3 se dă verdictul? Hai! Nu? Sunt, nu? Cum Dumnezeu? Sunt, cum? Lucrurile sunt rezolvate. Sau cu ăsta nostru. Sau cu primarul de la București, cu Oprescu. Da. Sau cu ce a zis... Deci, avem cu, peste cu Arsenii. Și avem exemple... După două ori se dă verdict. Cum dracu? Și... Sunt ajutat. Unii, până la urmă, sunt aduși. Alții nu sunt aduși. Totul este la după comandă, cum, corect. Bun. Ăsta este motivul pentru care, bun, să mă iau pe mine ca exemplu. Eu fac politică începând cu 22 decembrie 1989. Pe data de 22 decembrie, la mine a fost foarte clar că a fost lovitură de stat. Până în 22 decembrie am fost membru de partid, n-am avut nicio funcție. Și din momentul ăla am început să-i caut pe comuniști și să ne organizăm. Ei, am format Partidul Socialist al Muncii. E adevărat că am avut și șansa să fiu deputat în perioada 92-96. În perioada aia am cunoscut foarte multe lucruri și foarte multe personalități ale României. Mare parte a lor au dispărut natural. Dar am învățat multe. Și tot de 34 de ani ne încăpățânăm să menținem ideea asta de socialism pe scena politică românească. Și dacă ne putem lăuda cu ceva, ne putem lăuda cu faptul că am reușit. N-am reușit, n-avem rezultate. Nici nu aveam cum. Dar încă suntem pe scena politică românească și ultimul succes este ăsta cu România Socialistă. Am să vă spun că o să auziți pe unii, hai mă că luați acolo 0,51%, nu contează. Știți de ce luăm atât? Am luat atât de-a lungul timpului.
Pentru că există o, o implicare a serviciilor de informații în alegeri și efectiv își permit să hotărască ei rezultatele. Și sunt de două, de trei feluri, adică sunt trei trepte. În secția de votare sunt partidele și în general în birourile electorale sunt membrii partidelor care sunt la putere. Și aici am să vă dau un exemplu. Am avut un membru al nostru în birou electoral și când au numărat partidul nostru niciun vot. E, el a avut sânge în instalație, s-a ridicat, bă, mama voastră, unde e bă votul meu? Nu există. Nu pleacă măcar nimeni. Al meu. Haideți să luăm. Măcar al meu. Au început să le ia la control și în loc de unul au găsit 27. Vă iau un alt exemplu. Au loc alegerile, primesc procesele verbale de la județe. Județul Ialomița 13.840 de voturi. Trece timpul, în sfârșit dă și biroul electoral procesul verbal central, 840 de voturi la Ialomița. Și vă mai dau încă un exemplu. Acum 5 zile vine unul birou și nu știu cum am schimbat două, trei vorbe. El fiind al PSD-ului și peste tot în... Și, a, domnul Rătaru, păi să vă spun eu, aici avem microfoane, zice el. Zic, da, avem microfoane, avem tot ce trebuie, noi. Zice, știți, păi, eu am fost în birou electoral județean și când a fost vorba la... A venit și a zis, băi, gata, uite, le-am făcut, ăstea sunt. Deci n-a mai fost nevoie de proces verbal, de nimic. Le-am primit făcute. Partidul Socialist Român a dat în judecată autoritatea electorală permanentă, acum, în iunie am acționat. De ce? Hai să zicem pentru fals în actele publice. Să mă contraziceți. Avem în România 19.053 de milioane. 19.053.000 de români. Ei, așa sunt pe hârtie. Vă spun eu că nu sunt atâția. E adevărat cu cei care sunt afară. Doi, avem 18.983.000 de alegători. Deci nu mai avem nici cel puțin 100.000 de copii de la 0 la 18 ani. Dar dacă luăm toate datele statistice, găsim peste 4.100.000 de copii. Păi ce se întâmplă? Deci lucrurile sunt mai mult decât evidente. Am dat în judecată autoritatea electorală pentru că autoritatea electorală are în subordine registrul electoral care ține evidență. Dar în același timp am trecut acolo că autoritatea electorală